Selma Lagerlöf, minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia. Partea a doua, capitolul 4. Moliile. Trecură câțiva ani. Într-o dimineață, Carr dormea pe prispa casei. Era începutul verii, când nopțile nu sunt atât de întunecate și, deși soarele nici nu răsărise încă, era lumină ca întoiul zilei. Carr se trezi brusc când auzi că cineva îl strigă pe nume. Tu ești Părsur? Întrebă câinele, că se obișnuise cu vizitele matinale ale elanului. Auzi din nou chemarea și, recunoscându-i glasul lui Părsur, țâșni în direcția de unde răsună. Car desluși în depărtare tropăitul elanului și se afundă cu iuțeală în desișul de braz, croindu-și drum printre boscheți de pe cărarea bătătorită. Car nu putea să-l ajungă din urmă, fiindu-i și așa greu să se țină după glasul elanului. Car, Car, se auzi din nou, iar de data asta recunoscu vocea lui Părsur, care avea însă un ton pe care câinele nu-l mai auzise niciodată. Vin, vin, răspunse câinele, unde ești? Car, Car, nu vezi cum continuă să cadă la nesfârșit? Strigă Părsur. Abia atunci Car băgă de seamă cum acele de braz cădeau fără oprire, ca o ploaie deasă. Da, văd, strigă câinele, adâncindu-se și mai mult în pădure în căutarea elanului. Părsur fugea necontenit printre tufișuri, iar Car fu cât pe ce să-i piardă urma. Car, Car, nu simți mirosul ăsta ciudat din pădure? Strigă Părsur. Car se opri și adulmecă. Până acum nu băgase de seamă, însă brazii răspândeau un miros mult mai puternic decât de obicei. Da, simt mirosul, răspunse el. Nu zăbovi să afle pricina, ci porni de grabă pe urmele lui Părsur. Elanul alerga atât de iute încât câinele nu putea să-l ajungă. Car, Car, nu auzi trosnetul brazilor, strigă din nou elanul. Glasul lui era atât de tânguitor încât ar fi înmuiat și pietrele. Car se opri și ascultă. Auzi un tic-tac slab, dar clar. Părea ca un ticăit de ceas. Da, aud cum țocăie, răspunse câinele și continuă să alerge. Pricepu că elanul nu dorea să-l ajungă, ci să-l facă să-și dea seama de ceea ce se petrecea în pădure. Car se opri sub frunzișul unui brad uriaș. Se uită la el cu băgare de seamă, acele se clătinau. Se apropie și văzu o sumedenie de omizi albi cenușii ce se târau pe crengile lui, ronțăind din ace. Fiecare ramură era plină, scrâșnetul copacilor se auzea din pricina crânțănitului lor neobosit. Acele roase cădeau la pământ într-o ploaie nesfârșită, iar bieții braz împrăștiau un așa miros puternic încât câinelui i se făcu rău. Oare ce să fie toate astea? Se gândi Car. Mai mare păcat de copaci. Nu mai e mult și își vor pierde toată podoaba. Merse de la un copac la altul, cercetându-i cu privirea lui slabă să vadă cum o duc. Uite unul de care nu s-au atins, gândi el, însă tot pusese răstăpânire pe el. Și iată și un mesteacăn. Nu, nu și el. Pădurarul nu o să fie deloc încântat când o să vadă una ca asta. Deodată ajunse într-un loc unde nu se simțea niciun miros, iar totul era cufundat în nemișcare. Aici li se termină stăpânirea, chipzui câinele oprindu-se și aruncând o privire în jur, însă aici era chiar și mai rău, căci omizile își făcuseră deja treaba, iar copacii zăceau despuiați. Păreau morți. Singurul lucru care îi acoperea era o pânză de fire zrânțuite pe care omizile o țesură pe post de drumuri sau punți. Acolo, printre copacii fără viață, ședea Părsur așteptându-l pe Car. Nu era singur. Alături de el mai erau 4 elani bătrâni, cei mai respectați. Car îi cunoștea. Cocoșatul, un elan mic, dar cu o cocoașă mai mare decât a celorlalți, regele Coarne, cel mai venerabil dintre elani, coamă deasă, cel cu blană lungă și încă unul cu picioare lungi, care până toamna trecută, când a fost împușcat în coapsă, era cel mai bătăios și mai arțăgos. Ce Dumnezeu se întâmplă cu pădurea? Îl întrebă Car pe elan când se apropie. Aceștia stăteau cu capul în pământ, cu buza de sus ridicată, arătând nedumeriți. Nimeni nu știe, răspunse Părsur, neamul ăsta de moli era cel mai pașnic din toată pădurea.
și nu au făcut nimănui niciun rău, însă în ultimii ani s-au înmulțit atât de iute, încât acum apare că întreaga pădure are să fie nimicită. Într-adevăr, arată teribil, spuse Car, însă văd pe cele mai înțelepte animale ale pădurii s-au adunat la sfat. Poate ați reușit deja să dați de capăt acestei năpaste? Când auzi vorbele câinelui, cocoșatul își ridică plin de demnitate capul greu din pământ, își ciuli urechile și glăsui. Te-am chemat aici, Car, pentru a ne da de veste dacă și oamenii au auzit de necazul nostru. Nu, oamenii nu se avânt atât de mult în pădure când nu e sezonul de vânătoare, răspunse câinele, ei nu știu nimic de nenorocirea asta. Atunci regele Coar ne rosti. Noi, care am trăit vreme îndelungată în pădure, nu credem că putem lupta împotriva pacostei ăsteia de unii singuri, căci după așa ceva nu vom mai avea liniște în pădure, se băgă în vorbă cu amădeasă. Însă nu putem lăsa întreaga pădure să fie pustită și prăpădită, sări și mare și tare. Va trebui să ne sfătuim cu oamenii, nu există altă cale. Car pricepu că elanilor le era greu să spună ce aveau pe suflet, astfel că încercă să-i ajute. Să înțeleg că vreți să le dau de veste oamenilor de ceea ce se petrece aici? Întrebă el. Toți elanii dădură din cap aprobator. Regretăm nespus că suntem nevoiți să cerem ajutor oamenilor, însă nu avem de ales. O clipă mai târziu, Car era deja în drum spre casă. Cum fugea el așa, chibzuia abătut la cele ce auzise și văzuse, un șarpe mare și negru îi tăie calea. Bine te-am găsit prin aste locuri, sâsâi șarpele. Bine te-am găsit din nou, mărâi Car, fără să se oprească din goană. Șarpele se întoarse încercând să-l ajungă din urmă, poate că și el îngrijorat din pricina pădurii, se gândi câinele, și se opri așteptându-l. Numai decât șarpele începu să vorbească de marea nenorocire. Când oamenii vor veni în pădure, se va sfârși cu pacea și liniștea, sâsâi șarpele. Mă tem că așa va fi întocmai, răspunse câinele, însă locuitorii cei mai vechi ai pădurii știu la ce să se aștepte, continuă el. Cred că am un plan și mai bun. Ți-l zic, de voi primi ceea ce-mi doresc, spuse șarpele. Nu ești tu cel care e cunoscut sub numele de Făr de Putință? Întrebă câinele rânjind cu dispreț. Locuiesc de multă vreme în pădure și știu prea bine cum să scap de asemenea năpastă. De vei curăța pădurea de astă pacoste, ai cuvântul meu că vei primi orice îți poftește inima, încuvință câinele. Șarpele nu răspunse până ce nu se cățără pe o buturugă unde era ferit de orice primejdie. Trimite-i vorbă lui Păr Sur că de va părăsi pentru totdeauna pădurea libertății și va pleca înspre miază noapte, acolo unde nu crește niciun stejar, atunci voi aduce sfârșitul tuturor trătoarelor care se hrănesc din brazii și din molizii noștri. Ce îndrugi acolo? Se burzului Car. Ce rău ți-a pricinuit ție, Păr Sur? A ucis-o pe cea care mi-era cea mai dragă, răspunse șarpele, și vreau să fiu răzbunat. Înainte ca șarpele să sfârșească vorba, câinele se și repezi la el, însă, Făr de Putință, se și strecură sub buturugă, unde era în siguranță. Acolo să rămâi, spuse Car, vom izbuti noi să alungăm omizile și fără ajutorul tău.